Iuliana și Liviu se pare că au o comunicare destul de bună. Un drum spre o cunoaștere. N-am atât de multe așteptări financiare, am să fac palate, chestii. Nu, cred că ăsta e strictul necesar. Da, normal. Ce să întrețiși? Sunt așa, bine. Acum zic așa, dar sunt foarte hotărât pe multe lucruri, știi? Și fără să vreau, fac. Chestia asta îmi place la tine, că ești așa. Nu mi-e frică. Cred că cel mai hotărât de aici. Ce înălțime ai, că ești înaltă? 1,87. Da? 90 și multe kilograme. 91. Fac sport. Tu? Faci sport. Unde să fac, frate? Nu aici. Nu ți-e rece? Nu, dacă ți-e frică, da, mergem. Dacă nu... Nu, mi-e frică. Nu mai știu ce vreau să zic. Ai, te blocat, ce faci? Ba, da, asta nu funcționează. Și bicicleta aia face toată lumea pe ea și nu. Gen, când s-au deschis ușile, mai greu. Că așa o făceam cu voi, știi? Aveam mai multe ambiții să fie avut și muzică, era ceva de așa. Și în oraș? Că am înțeles că tu muncești, de fapt. Am fost plecată mult timp. În Germania am învățat să vorbesc și am stat acolo. Am ieșit în Belgia. Îmi place foarte mult Bruxelles, mai ales că era tot acolo, dar... Mai mult asta prin Austria și prin Germania. Și acasă. Și acum te-ai dezangajat, nu știu, ai demisionat? Nu, eu lucram acolo pe procent. Am înțeles, corect. Știi? Și am deja acasă au început să mă sune fetele, îmi scria, nu pot să pui să mă faci la păr. I-am zis că chiar să luăm ușor, ușor. Să ne cunoaște mai bine. Păi asta e, că... Dacă e să fie, sigur o să fie. Frate, am stat o lună aici. Sigur, frate, că nu... E vorba de noi, pentru că e foarte important. Da, n-ai auzit ce se întâmplă. Gen cu... Da, eu nu vreau să fac relații, numai ca să rămân în competiția asta. Bine, mersi. Da. Poate să fiu iubit și să mă țină până la capătul lumii. Dar cei doi voiau să descopere și dacă planurile de viitor coincid. Cum te vezi așa în viitor? Peste... Peste cât? Că zic eu. 3 ani. Cu un bebeluș. 1. La casa mea. Gen așa, viața asta de family. Family. Cea mai faină viață. Câți copii dorești? 2, mi-ai zis? 2. Și ce ai vrea să primate? Ce... Nu contează ce primată, dar îmi doresc un băiat. Eu îmi doresc o fetiță. Nu contează care e primată, știu. A, păi, normal că nu e după tine după sau după noi. Sau. Da, dacă e băiat. Foarte bine dacă e fată. Eu m-am gândit la nume, așa, ceva mai special. Ce? Dacă e fetiță. Iris. Iris, da, e drăguț. Zic și eu. Sau Jennifer, sau Saskia, este un nume, eu nu mai știu dacă am așa, gen speciale, doar nu-i pun Andreea sau Mihaela, nu vreau. Știi să fie ceva mai special așa? Mi-a plăcut Andreas în trecut. Și Andreas sau Matias. Sau Matias. Când ies de aici, dacă o să-mi găsesc pe cineva așa să zic serios, am nuntă unui verișor, sunt în șardonă acolo. Da. Da. Și cu el ce faci? Iulie. Cum cu el? Bă, soțul tău ce faci când ești de aici? Păi cum, să duc la mine, să trăim împreună. De ziua în care am plecat de aici, să fim amândoi, să nu-i mai despărat nici. Never forever. Da. Am înțeles. Never. Gen, nu ne auzim sau te sun, ajung acasă, ce vorbești? Nu există așa ceva. Ce vorbești? Adică ești căsătorit aici cu tine? Fii cu minte, zici. Tot timpul. Și la baie te duc de mână și te las acolo și mă duc. Nu. Glumesc. Da, înțeles. Știi? Să fie o familie, zic eu. Da. Multă lume zice că așa să nu-i de ajuns. Pentru a cunoaște. Poate nu, dar dacă te respecti și... Depinde, că poți să te îndrăgostești aici, cred eu, așa, așa. Eu sunt genul de om care... Și atât de sufletistă și atât... Eu cred că defectul meu care e așa că... Ai pus prea mult suflet. Da, foarte repede știi. Și ai fost luată cumva așa. Nu știu ce să zic. Așa, în general. Și de oameni, în general. Sunt, dacă văd că omul este bun cu mine și... Eu sunt foarte lipiceau, să știi. Eu am zis că dacă nu găsesc pe cineva și nu, gen să fie drag, eu plec acasă, nu stau aici 6 luni ca să ce.
Iuliana își imagina deja cum ar fi defilarea în rochie de mireasă. Stai acolo, că acolo o să stea mama. De unde știi? Păi nu te-ai putea la mireasă sezonele trecute? Nu. Așa, acolo stă mama, mă așteaptă, aici doamna Simona, aici e oglinda acolo pe mijloc, pa, pa. Tu cobori că mi-ai eu cobor scările în rochie de mireasă, dragă. Și aici mama ta? Da. Dacă erai tu, sau... sper că tu. Așa, bun. Bună. Mami. Așa. Și? Și mă duce de mână la oglindă acolo, gen, o piruetă aceasta, mamele, frumos. Da, ai văzut? Da. N-am văzut. Din păcate, mama a văzut finala. Plânge mama, cred că pe aici și de mașină. Da? Da. Și mărită fata aici. Mam, ce să mai zici? Ce să mai zici, domne? Bună, tratament. Vă place cum arată? Vă place cum arată? Tratament. Târziu noapte, Iuliana își manifesta totuși o teamă față de o posibilă relație cu Liviu. Eu sunt bucuroasă de tine, că în final te atrage cineva. Nu știu, fata. Nu știu dacă îți place. Ba da. Adică îți place, dar nu știi cu... Cum să zic, eu n-am avut, cum o zic și el, chimia aia să îl văd, să fie cu toți, vai, dragoste la prima vedere, că te-aș minți. Nici cu Șervan, adică așa... Te-a plăcut fizic, Șervan. Da, asta e realitatea. Și în rest, nu. Cu Liviu avem o mulțime de lucruri în comun, pentru că eu vorbesc de o chestie, el știe. Că suntem foarte aproape, la o jumătate de oră de mers cu mașina. Eu îi spun de un loc, am fost acolo, păi și eu am fost. O cunosc pe nu știu care, cunosc. Te simți să înțeleasă. Da. Ce frumos. Și asta am vorbit cu el, și asta cumva, dar nu pot să zic că... Cum a zis el, că nu a avut chimie așa cu nicio fată profund, nu. Dar și eu chiar am zis la începutul emisiunii că dacă nu-i dragoste la prima vedere, nu o să fie, că poza nu vine mâncând. Noi momentan nu suntem, vorbim așa și ne înțelegem așa și mi-e drag de el când văd că... Să-și dea interesul față de tine. Exact. Dar eu oricum o să am o discuție foarte serioasă când, gen, dacă o să fie ceva așa, o să îl iau, mă pun pe leagăn acolo și... Vorbesc eu, nu o să mă puc unul prin emisiune și o să intre altul și o să stau cu altul după aia să nu mă mai întreb, nu există. Ce dacă fac un pas, nu dacă nu-i Liviu, nu mai e nimeni, mă duc acasă. Eu cred că asta e șansa noastră aici. E șansa noastră, dar uite, de exemplu, vorbim la ziua de azi. Tu ai șansa ta cu Liviu. Acum ce am început? Cu Liviu și așa, dar ți-am zis că să fie impactul ăla a fost așa cu Șervan la început, dar după aia nu, acum nu, și dacă ar veni să spună nu, aș, nu mai vreau eu, nu mai îmi place, nu știu. De ce era așa de supărată aseară? Nu eram supărată, pur și simplu vorbeam cu Andrada, am ieșit puțin la aer și chiar vorbeam despre teama asta. Pentru că eu dacă o să fac un pas aici, îmi doresc să fie pentru totdeauna și îmi doresc să nu se schimbe nimic între noi, să rămână dragostea aia la fel de puternică și afară. Să fim buni. Corect, dar să știi că nu-ți garantează nimeni treaba asta, nici dacă ai cunoaște pe cineva afară. Știu că este asta, dar totuși mai am. Și ține de voi doi, de oameni implicați în cuplu, pentru că nu e ok, vă îndrăgostiți și gata, totul e perfect. Este o foarte multă muncă. Căsnicia înseamnă foarte multă muncă și să clătești, și... să clădești, da. Să clădești. Adică nu e ca și cum, mamă, ce ne iubim și totul e perfect. Nu. Din contră, chiar știu și sunt conștient de chestia asta, pentru că în viață întâlnești, te dai de greutăți, de lucruri bune și noi trebuie să rămânem tot timpul puternici, ca să depășim orice și vin copii și o să fie alte chestii care... Și să-ți mai spun ceva, asta cu dragoste la prima vedere e mai degrabă în filme. Știu, chiar mi-am dat seama și despre asta vorbeam cu Andrada seară, pentru că Liviu mi-a demonstrat că nu e așa. Și lângă el simt liniștea aia sufletească. Mă simt foarte liniștită și ieri îl căutam prin casă unde e, pe după perdea, pe aici. Dar tu ce simți, Liviu? Da, și eu simt că am o conexiune cu ea, dar vreau să lucrăm la asta, pentru că în timp ne putem da seama de mai multe. Stând împreună, cunoscându-ne mai bine, ne putem da seama că
putem să facem pasul ăla. Să fim o relație, după cum am zis, nici eu nu vreau să fac o relație doar de ochii lumii. Sau să fiu și eu într-o relație. Nu. Doamna Viorica, vă place Iuliana? Da. Le stă frumos deodată la amândoi. Și dacă se vor înțelege, se vor îndrăgosti. Sunteți într-o cunoaștere? Da. Da. Da? Ce? Ok. Determinat ești. Da, ea era așa. Ok, nu zic eu, să văd ce zici. Ai așteptat, nu? Da. Păi ce să zic, să vă cunoașteți bine, să vedeți dacă puteți să porniți pe drumul ăsta împreună, dacă apar și sentimentele și cine știe. Da, Doamne, știu.